ați fost acționat în judecată de Andrei Năstase pentru acele declarații din ultimul Da, și el asta a făcut-o în coprosie, mai mare decât acele care le-au făcut trecut. N-ați vrut să dezmințiți acele declarații, și v-a acționat în judecată. Ascultați, în primul rând, eu am vorbit de doi spoileri, A, N și V, E. Ce s-a întâmplat după asta? Dumneavoastră i-a dat nume. Dar stați o clipă, păi da, A, N și V, E este evident. Ce bun, ce e clar, facem pe... eu am pronunțat asta și nu despre asta. Întrebarea mea către liderii platformei, da, și mai ales către votanții platformei, dacă este un partid politic. Oameni buni, și la Andrei Năstase mă adresez. Dar de ce ați sărit voi tăți în capul meu pentru faptul că Dodon l-a inclus pe Năstase în raportul de cheltuieli? Nu, stați puțin, dar de ce nimeni n-a sărit dacă el n-are treabă cu Dodon? Dacă nu este adevărat, eu nu pot să răspund pentru rapoartele că Dodon a vrut să ciordească niște bani și eu am văzut, chiar și cu dumneavoastră registrăm, multe poziții erau umflate, țineți minte, șoferi, nu mai țineți minte. Adică, deși nimeni nu a ieșit, spui, băi, Dodon, dar tu ce drept ai avut pe liderul platformei, ei n-au văzut actele pe care le-ați citit din asta. O parte le-ați arătat și dumneavoastră la televizor. Eu cu domnul Slusar am vorbit și am zis, domnul Slusar, dacă vrei ne arătăm, să nu fac eu tam-tam pe Facebook, eu să vă arăt hârtiile lui Dodon, că mă rog, să nu suferi cineva din oameni care nu m-am văzut cu dumnealui, dar sunt gata să o fac. Și în judecată, dacă să ajungem cu domnul Năstase, cum ați arăt domnul Năstase? Că în judecată eu să le arăt hârtiile astea, înțelegeți? Și întrebarea mea, spun încă o dată, ei nu trebuie să sară în capul meu, cu o usată atacat. Doamne ferește, noi am fost parteneri de proteste, am avut timpuri mai grele, mai bune, dar asta este o mizerie. Eu nu l-am atacat pe dânsul. Când eu l-am atacat prin ceva concret, i-am spus în față. Dar atunci, ei trebuie să-i dea întrebări lui Dodon. Și drept Dodon a avut să-l include pe dânsul, ca spoiler, dacă el e ANE. Dacă cum spuneți, alți candidați cu așa abreviatură ANE și VIE n-au fost, poate Dodon a pus în buzunar și banii lui Violeta Ivanov. Dodon Igor este un specialist. Haideți că mai avem foarte puțin timp și vreau să vă mai întreb. Da, dar este un subiect foarte important. Că asta a fost un atac. Eu n-am ieșit, nu le-am spus tot așa. Ei sclarif și cu Dodon și ducă Dodon și drept ai avut tu să-l bagi pe A, N în divizul de cheltuieri.